Peste 15.000 de clujeni la expoziția de trenuri în miniatură care s-a desfășurat în weekend la clădirea cazinoului din Parcul Central. În sala principală a clădirii, zeci de locomotive și garnituri de tren s-au plimbat pe mai bine de 200 de metri de șine. În expoziție sunt în jur de 20-30 de locomotive, probabil că la ora asta rulează 4 sau 5 pe circuite. Și câte gări? Sunt 4 gări, 2 gări românești, 3 de fapt, Livada, Buziaș și Holod, și o gară ungurească și o gară austriacă. Expozanții veniți din Austria și Ungaria au prezentat gări specific țărilor de proveniență, însă deliciul publicului a fost chiar gara din Liveț, județul Cluj. Deși mulți copii au fost prezenți la expoziție, cei mai interesați au părut tăticii, mulți dintre ei cu preferințe clare. Modelul locomotivei românești 060DA, care aici se vede în mai multe culori, și clasic și după reparație și în schema din anii 80. Cea mai răspândită scară pentru trenulețe este scara H01/87. Pentru că toți participanții la expoziție au venit cu machete și diorame la aceeași scară, acestea s-au putut transforma într-un circuit fenomenal.